și 4 de ani să-ți facă mărturisire. Tu spuneai mai devreme că m-ai remarcat cu colegul la emisiune, dar eu te știu de la 5 ani. Tatăl meu, Marin Teodorescu, care te-a iubit foarte mult, cineast, în 1980 a dat o petrecere. Țin minte și acum. Am intrat în sufragerie și am văzut un spate mare și m-a surprins foarte mult că erau toate femeile de acolo, în jurul acestui bărbat pe care nu-l vedeam. Tatăl meu alături de alții, bărbați care nu erau alfa ca și tine, stăteau așa cu privirea în jos, dar toți te admirau. Și după ce s-a terminat petrecerea, l-am întrebat pe tata, cine e omul acesta? Și el a spus că este un om cât o țară. N-am înțeles atunci. Dar m-am îndrăgostit de tine. Ți-am văzut toate filmele, toate piesele de teatru. Și vreau să-ți fac mărturisirea asta. Sunt bunic, am un nepot, am toate DVD-urile cu toate filmele tale, cu toate piesele tale și abia aștept să se facă mare, să pot să-i transmit ceea ce am primit eu fără ca tu să știi. De fiecare dată când vreau să fiu mai bărbat decât m-a făcut mama, mă gândeam la tine și mă întrebam ce-ar fi făcut Florin Piersic și asta m-a ajutat enorm. Și mulțumesc foarte mult și mulțumesc lui și mulțumesc și vouă că am putut după 44 de ani, în fața ta, să-ți fac această declarație de dragoste. Am avut șansa să lucrez cu filmul pentru un film care pe mine m-a marcat foarte mult, Eminescu versus Emine. Și iubesc mult pe Florin. Eu, ca să-mi negășesc, îi spun Florine. El mă ceartă de fiecare dată și îmi spune, băi, nu mai spune. Așa spune Florin Piersic Junior. Îmi doresc foarte mult, ca nepotul meu, să poată să se hrănească cum am hrănit și eu din tine. La mulți ani și mulțumesc pentru vizionare!